Salutare, oameni buni, și bine ați revenit la un nou episod de podcast, da, bravo, și la un nou sezon, pentru că e 2023. UPO, UPA, la mulți ani tuturor! Vă mulțumim foarte mult că ați fost lângă noi și anul trecut și sper că o să o faceți și anul ăsta. Comentarii, like-uri, deveniți membri pe canal, de toate, ce să mai. Noi vă promitem niște episoade senzaționale în fiecare vineri seara, de la orele 18, de data asta, odată la 2 săptămâni, pentru că ce bun se ține în sticluțe mici, esențele șmechere, cum ar veni. Dăm drumul la emisiune. Nu uitați că numai puțin de 2 ore, imediat cum terminăm episodul ăsta, începe și sezonul nou de România au Talent, sezonul 13 magic, așa că cu ochii pe ProTV de la ora 8:30, cum am terminat noi podcastul. Și pentru că e o seară specială, adică dăm drumul și la podcastul Da Bravo, începe și România au Talent, am făcut ce trebuia să fac și am intrat pe aplicația Taz, am comandat un platou de brânzeturi. Prietenii de la Kaufland au trimis un vin roșu, l-am pus lângă pâine aici ca să vadă frumos imaginea de călivie și să le dea Dumnezeu sănătate la cultul prietenii mei care mă fac om de fiecare dată și îmi dau câte un ceas de ăsta șmecher cum este în seara asta. Adică este un Longines Spirit, care este un ceas dedicat tuturor celor care au atins recorduri sau care au făcut lucruri absolut fantastice și au împins generații noi să facă și ei aceleași lucruri. Adică o chestie, cum să spun eu, de eleganță, de diplomație. Până la urmă este un ceas care se poate purta și la o cămașă, dar și la un treninguț, cum am asortat eu astăzi. Îl găsiți pe magazinele Culto, ori pe online, ori în magazin, ce să mai. Îi dăm drumul la treabă. Și pentru că vă spuneam că începe România au Talent în seara asta, la orele 20:30, nu aveam cum să încep altfel și am făcut exact ca anul trecut. Dacă anul trecut am început cu Andy Moisescu fix în premieră, anul ăsta îl am invitat pe colegul meu de bancă, noi cei doi care stăm în ultima bancă din clasă și facem toate drăciile lumii, care împărțim cum ar veni aproape acela scaun de jurat, pe prietenul meu de aproape 20 de ani, dar mai cu seamă în ultimii 2 ani că ne-am cunoscut mai bine, Dragoș Bucur. Dragoș, bine ai venit la podcastul nostru. Mulțumesc, Mihai Poponete. Am zis bine că stăm în ultima bancă, mi se pare că oricum... Se muie de la F. Da, ea de la... Mi se pare că noi suntem tot timpul bulangia aia de acolo pe care ceartă toată lumea. Să știi că eu, după primii 2 ani de școală, am fost întotdeauna la F, G, H, I... Da. Câte litere erau la clase, la eu eram la ultima de fiecare dată. Se mai făcea o clasă de lepre, hop, îl băgam și pe Bucur. Bă, mâncava și gura. Bă, într-un fel sau altul, nici nu s-a mai schimbat juriul la România au Talent de când am venit noi. Se pare că a fost ultima voie. Eu m-am întrebat, bă, și totuși, de ce n-au luat de ce noi? Și eu cred așa, eu cred că au luat toate numele care ar fi putut fi luate, da, pe da, rând. Da. Cabral. Avea vreo 2-3 emisiuni, n-avea timp. Andreea Marin, nu se poate, e la... Confort. Așa. Eu cred că i-au luat pe toți și nu au avut pe cine să mai ia. Și au zis, bă... Îi luăm pe ăștia doi, ăla face audiență cu Las Fierbinți. Cred că într-o miercuri s-a uitat la un episod de Las Fierbinți, l-a plăcut de mine și după aia ai început tu cu visuri la cheie și a zis, bă, da, ăștia doi. Merge, ăsta e pe sentiment, chestii, cazuri sociale, copii, emoție, ăsta e bun, stand-up, comedie, nu știu, hai să încercăm, da, că sigur au vorba acasă. Știu? Dar ei n-au știut că noi o să dărâmăm bibelourile din mine. Așa pare că am fost acolo, de-am dat cu cotul, de-au căzut toate alea, balerina. Adică, bă, mi-aduc aminte de sezonul trecut. În sezonul ăsta nu o să dau mari spoilere, pentru că invit lumea să se uite, pentru că e un sezon absolut uluitor. Sezonul trecut mi-aduc aminte momente în care tot timpul nouă ni se ziceau lucruri. Adică, către Andra și Andy n-am auzit pe nimeni să zică. În schimb, pe noi ne mai chemăm la câte o ședință scurtă. Și mi-aduc aminte de momentul în care ne-a zis Batista că noi nu putem să zicem chiar tot ce credem. Și a zis, eu așa am crezut că e. Și a zis, nu, nu. Și după... Hai că te-ai supărat de câteva ori. M-a supărat puțin, dar mi-a trecut, bineînțeles. Dar după, să știi că într-un fel sau altul mi-a trecut, pentru că am găsit asta între noi și am zis, bă, fii atent. De acum încolo vreau să folosim privirea. Privirea noastră, din momentul numărului în care eu mă uit. Privirea magică. Și îmi dau seama exact ce gândești. Important vezi, e să nu important. Vine să zic, bă, dar cum face, mă, el de vorbește așa frumos, că i-a văzut privirea. Și o iau și eu de acolo, asta îmi place. Că te întorci câteodată la mine și zici, Bobo,
Băi, Dragoș, da, și eu. Adică, nu pot să o las jos, eu nu pot să o țin pe a mea, știi? Ce vrem eu, totuși, eu am 4 ani de facultate, tu nu iei pe toți, dar eu i-am. Băi, nu, i-am cumulați, am vreo 9, dar n-am niciun. Nu, vorbesc de actorie. Aici nu se pune problemă. Deci, ai altceva, da. După 4 ani de facultate pot și eu să mă prefac. Mie îmi place că eu făcând improvizația atâta vreme, eu preiau. La mine nu e mult unde vii și unde te duci. Dar sezonul ăsta, trebuie să spun că au fost momente în care am rămas mut și te-am văzut și pe tine puțin blocat. Adică am de văzut niște lucruri. De bine sau de rău că au fost și așa și așa? Bă, a fost de bine pentru că am văzut lucruri și nu puțin au fost momentele în care, dacă ți-aduce aminte, ne-au întrebat, bă, cum dracu au putut să facă așa ceva? Uite, emisiunea asta după mine are câteva lucruri foarte bune și câteva lucruri mai puțin bune. Hai să le spunem pe alea bune, Dragoș, ca nu, să rămânem amândoi și sezonul viitor. Le spun pe ambele că nu-i ceva ce cred că trebuie ascuns. Vrei să spun ceva? Indiferent ce o să zici, dacă ne dă afară, ne dă pe amândoi. Nu e adevărat, de ce? Că eu am zis, nu tu. Nu contează rea la mine în emisiune, ce l-a chemat pe ăla să vorbiți prostii? Ia, hai că îi chemăm. Știi care e partea bună? Partea bună e că vezi lucruri care nu crezi că există. Adică citești despre ele, mai vezi pe online, dar nu crezi că într-adevăr se pot întâmpla. Da. Vezi tineri. Nu, ok, sunt și oameni în vârstă. Nu, am avut chiar câteva, știi foarte bine, câteva numere extraordinare. Dar vezi tineri care au atâta putere și atâta determinare și atâta talent încât pe mine cel puțin mă complexează. Deci aici trec în partea aia mai puțin bună. Cred că există un risc să creeze în mințile și în sufletele copiilor niște complexe, a celor care se uită la televizor. Ajuns să crezi că dacă nu ești atât de sus, ceva e în neregulă cu tine. Adică, uite, mie mi s-a întâmplat de multe ori să stau să mă uit și să zic, bă, frate, dar eu n-aș putea să fac nimic din ce fac oamenii ăștia, nimic. Adică dacă pun pe hârtie, eu n-am niciun talent atât de extraordinar cum o oamenii. Cu toate astea ai făcut ceva filme. E muncă. E muncă, e păi determinare, numai, sunt niște întâlniri deosebit. Nu, nu, talentul pe care l-au oamenii pe scenă, eu nu l-am. Înțeleg ce spui. Și mi-e teamă că nu cumva în sufletele unor copii se creeze niște frustrări. Asta e partea mai... Da, dar eu l-aș recomanda să gândească așa cum noi am găsit soluția la un moment dat în primul sezon. Tu mai ții minte că în primul sezon, de câte ori vedeam copii care sunt de o seamă cu ai noștri, făcând lucruri senzaționale, de câte ori ne întrebam, dar ai noștri de ce nu pot? Și după aceea știi că am avut o discuție, am zis, bă, noi aici vedem niște vârfurile. Vârfuri. Da. Nu zice nimeni că ai noștri sunt mai proști sau mai buni sau în ceva. Sunt diferiți, sunt alți copii. Dar e important ca părinții să înțeleagă lucrurile astea. Da, bă, și trebuie copii. Să înțeleagă, trebuie să înțeleagă. Că așa sunt unii. Iar noi ăștia au înțeles, pentru că și noi am avut puterea să trecem mai departe așa. Păi gândiți-vă să se gândească lumea la noi, care stăm și vedem acolo nu doar copii. Exact cum ai spus tu, oameni care sunt talentați în fel de fel de domenii. Și dacă aș sta acum să mă compar cu ei, păi n-aș mai face sezonul viitor. Exact. Aș fi foarte frustrat. Lasă-mă, bă, nici m-aș mai uita. Ce să văd acolo? Cum a făcut mă la așa ceva? Și eu nu sunt în stare să mă aleg la șireturi fără să ridic să trag aer. Adică nu e chiar... Eu zic că emisiunea arată vârfuri și se cheamă România au talent pentru că, de fapt, românii ăștia care ajung în semifinală și în finală, nu toți, că nu vorbim acum de toți care vin la audiții, ăștia care trec mai departe și pe care publicul ajunge să îi îndrăgească și chiar să câștige România au talent, chiar sunt vârfuri. Da. Adică sunt oameni care sunt foarte talentați. Și sezonul ăsta pot să spun că asta cred că pot să o zic, este un sezon în care și-a făcut mai mult simțită prezența tinerețea față de sezonul trecut. Foarte mulți copii talentați în diferite domenii sau așa, care ne-au lăsat mască. Și de fiecare dată aduce aminte că când ne spuneau vârsta, Da. Eram așa, what? Adică pentru mine emisiunea asta a fost așa un soi de revelație. Eu nu văzusem nicio emisiune înainte să intru în proiectul ăsta din România au talent și știam ce se întâmplă, dar nu văzusem cât de talentați sunt românii. Da. Și e așa o mândrie la mine acolo și știi foarte bine că discutam despre astea. Bă, da. Când vezi cât un puș de la român sau cât o echipă de
oameni de la CIR, de acrobați, și spun, sunt din România, mamă, deci mă simt atât de bine. Da, și eu la fel. Eu am așa un spirit... Păi, dar după ce vezi toți ucrainienii și toți aia care vin aici și ne-au rupt mințile un sezon, când mai vezi că există și ai noștri neoși care, mai ales când vezi că nu vine și nu-i aduce cască. Da, da, da. Și ce bună seara, gata, s-a terminat. Aici e... Eu am un moment, lăsând la o parte Golden Buzz-urile și așa mai departe, din sezonul ăsta, în care, nu știu, în momentul în care fata aia a venit pe scenă și a vorbit ca un copil... de 11 ani și noi nu știam ce să facă și după ce a făcut ce a făcut, tu mai ținte că ne întrebam cum 11 ani, n-are cum să aibă 11 ani și să... Ce a fost spectaculos, mai ții minte de ce zic? Știu, fata, dar creață... e și muncă și e și... Bine, în cazul ei vine și familia și genetica. Da, 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 da. Ce să mai, uitați-vă, de la 20-30 pe ProTV începe noul sezon... O să rupă, sunt convins. O să rupă pentru că sunt lucruri foarte faine pe care garantat nu le-ați mai văzut. Și adică nu, nu se reiterează vreun dansator, vreun cântăresc sau ceva să ziceți, asta am mai văzut-o. Nu, credeți-mă. Dragoș, ai adus pâinică. Eu am luat vin roșu. Ai adus pâinică de la noul tău business, ca să zic așa, noua afacere de familie care se întâlnește în Otopeni. Se cheamă Patiferia, da? Da. Înainte era... La Tănțica, când eram și eu, imaginea, am fost brand ambasadorului la Tănțica și acum se cheamă Patiferia în Otopeni. Pe lângă pâine mai face și dulciuri, nu? Da, avem ce-ți place ție mult, chișuri. Da. Avem pâine, avem prăjituri, cornulețe, bezele, checuri, torturi, de toate și... Na, păi să intra și pe TAS ca să putem să comandăm și în București. Că presupun că... Da, nu m-am gândit până acum, dar e o idee. Eu am luat brânzeturi care merg cu pâinica, cu tot ce trebuie. Dragoș, pentru cei care nu știu, tu ești născut pe 13, eu sunt născut pe 14. Iunie. Da. Doar că e o diferență mai mică, adică tu ești născut în 7-7 și acum dacă stau să calculez... Când a fost cu tremurul, mai cât a trebuit să fi fost în 5 sau 6 luni. Da, 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 da. Tu stai seama că erau șanse ca noi să nu ne mai fi întâlnit niciodată? Ți-ai zis mai cât unde era la cutremur sau ce s-a întâmplat? Nu, mai zice din când în când că de aia s-a așa zguduit. De la cutremur? Da. Ai făcut drăcii multe în copilărie? Băi, da, n-am fost cel mai cuminte copil din lume, îți dai seama. Adică... De ce, din curiozitate sau din faptul că erai zdrângănit? Nu, cred că pur și simplu eram zdrângănit. Îmi plăcea să fac... Să fac lucrurile pe care dacă le fac acum ai mei, s-ar de curând sus, știi? Aha. Este asta că te gândești și zici, bă, dar de ce n-am puterea să-i las, că eu le făceam? Să știi că de multe ori îi las din cauza asta. Și am discuții cu Dana pe tema asta și zic, băi Dana, făceam la fel. Eu făceam la fel, nu pot acum, mi-e rușine de mine, mă uit în oglindă. Nu pot să spun acum, băi, nu face chestia asta când eu știu că făceam, știi? Da, făceam. Dar de ce? Ți-aduce aminte de fruna așa de nefăcubilă? Bă, adică ai făcut și chestii care... Nu făceam chestii grave, adică nu... Mă rog, bănuiesc că toți din generația noastră au încercat să fumeze. Da. Și luai iarbă de pe jos, nu iarbă... Iarbă, pur și simplu. Și o luai, o rulai... ziar în ce puteai și ne prosteam în spatele blocului la 7 ani, eu da, o prefăceam da, că fumez. Da. Dar făceam tot felul de chestii doar să... Am avut un prieten la bloc, Boboc. Păi și nu știu ce mi-a venit mie odată, reparam la o bicicletă cu el și am zis o chestie că vaselina aia de la bicicletă e... Ți-a venit ție pe loc atunci. Da, da, a fost pe improvizație. Da, e ce? Și am zis că e o chestie, e o substanță vrăjită și că odată ce a atins-o, dacă el rămâne legat, rămânem legați și că dacă eu strig, îi zic numele și număr până la 10 și el nu vine lângă mine, îi crez niște chestii aici în frunte. Mamă, și Boboc atât de prost era. Ce a zis? Boboc era mai mic ca mine. Da. Și m-a crezut. Păi normal, ai zis, bă, și dacă juca fotbal Boboc și eu
strigai boboc. Strigam boboc! 10! Lăsa tot săracul băiat. Să vină să nu-i crească alea. Să nu-i crească alea. Și odată a întârziat. Deci ce criză a făcut săracul boboc. Nu s-a pipăit? Băi, ziceam că au ieșit alea, plângeam, sau le dădeam, făceam clătite, ca să înțelegi, făceam clătite și le umpleam cu, era o pastă de-aia de spălat vasele, Axion. De ce făceai asta, Dragoș? Și chemam prieteni pe la mine și întindeam masa cu clătite. Hai să mâncăm, nu știu ce. Bă, și la un moment dat, un prieten japonică n-a vrut să mănânce, că și-a dat seama, începuseră să mă... bunghească și am mâncat și eu din ca să-l convingi. Mamă, tu te evil erai, mă, frate. Deci făceam niște răutăți de-astea absolut gratuite. De-astea chiar să... Adică să nu încercați. Eu am crezut că omul ne povestește cum a căzut cu bicicleta. Eu n-am știut că voi zic că a vrut să-i omoare pe toți la masă. E Game of Thrones asta, ce zici tu? Da, și mi-a povestit Sofia că a început să facă chestii asemănătoare. Oh my God. Bă, să știi că la Sofia, să zicem că fiind mare sau mai mare decât Cadri, n-am așteptat, dar la Cadri, cred că dacă se va gândi să fac combinații, ăsta e și pe citit și pe cunoaștere, o să facă și aluatul de clătită, o să-l facă din ceva. O să facă o mixtură. Adică, ceva, până să ajungă la detergentul de vase, oricum e letală clătita, cum ar veni. Dar ai avut momente în copilăria ta în care ți-ai dat seama că există magie? Și de ce te întreb? Pentru că în sezonul trecut, toate numerele de magie pe care le-am văzut la România au talent, le-ai negat din start aici. Eu nu cred în așa ceva, e o prostie, nu vreau, nu mă interesează, nu știu ce. Iar sezonul ăsta, te-am văzut întors cu fața spre magie pentru că am avut niște magicieni foarte buni și pentru că e un sezon magic. Și eram curios dacă în copilăria ta a fost un moment în care ai zis că există magie. Și nu mă refer acum la set de Moș Crăciun sau... Păi e o discuție mai lungă. Avem timp. Odată, cred că magia, dacă există, deși nu prea cred că există, eu cred că înseamnă doar îndemânare și prestidigitație și foarte multă pregătire, lucru care într-o anumită măsură seamănă cu actoria. Pentru că o actorie de calitate înseamnă foarte multă pregătire, pentru ca efectul scontat să iasă atunci când vrei tu, la intensitatea la care vrei tu. Muncă, și așa mai departe. Actorie, muncă. Exact, ca la actorie. Și o să fac un mic intermețu aici. Am fost la un spectacol la domnul Albulescu, care mi-a fost profesor, timp de, cred că de vreo 6 ore am fost să-l văd. Pentru că avea un moment în care la un moment dat făcea personajul lui atac de cord, el transpira brusc, se înroșea la față. Și eu nu înțelegeam cum reușește de fiecare dată, în momentul în care face personajul atac de cord, el să transpire și să se înroșească. Am fost la 6 spectacole, am încercat să-mi dau seama, n-am reușit. Și la un moment dat mi-a spus ce se întâmpla. El a luat 2 aspirine, a luat un ceai, s-a uitat pe ceas, a văzut după cât timp transpiră și se înroșește la față. Și atunci, în timpul fiecărui spectacol... cu 7 minute, nu știu cât sau exact. Cât era acolo, făcea asta. Și avea o mică ieșire din scenă, îl aștepta cabiniera cu 2 aspirine și ceai, pac, 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 intra, nu știa nimeni nimic și după fix 7 minute, în momentul în care personajul făcea preinfartul ăla, nu era infart, el era transpirat și roșu la față. Cam asta cred eu că e magie. Pregătirea momentului până... Da. Bun. Mai există o variantă în care, dacă există magie, există cu accesarea unor energii, unor chestii cu care eu nu sunt de acord. Care nu cred că vin de la Dumnezeu. Vorbim de magie neagră aici. Da, neagră. Da. Cred că dacă există magie, aia e magia neagră, care, din câte știu eu, chiar se practică în anumite țări din Africa. Din întâmplare am vorbit cu un băiat din zona aia de curând și mi-a povestit niște lucruri că se zbârlește pielea pe tine. Ăla e un tip de magie care nu vreau să am de-a face. Pur și simplu nu vreau să am de-a face. Cred că are legătură cu rău, are legătură cu diavolul, are legătură cu o parte pe care nu vreau să o cunosc, nu vreau să o întâlnesc. Înțelegi? Și ca să continui discuția, sezonul ăsta am urmărit cu mai mare plăcere numerele de magie, pentru că erau mai declarat pe parte de
prestidigitație, pregătire, inteligență, vorbă, poveste, vorbă. Mi s-a părut că au vorbă. Fost fanii da, multe dintre ele. Da, adică cred au că da, am fost fani. Mai deschis. Am înțeles. Să știi că emisiunea noastră e destul de urmărită și acum noi am început noul sezon și am câteva întrebări primite de la câțiva fani ai podcastului nostru, care sunt adresate ție pentru că știau că o să vii. Iulia Popa te întreabă de ce îți iubești țara. Păi îmi iubesc țara în primul rând pentru că m-am născut aici și sunt un tip destul de loial. Doi, cred că avem dincolo de faptul că s-a cam perimat chestia asta, s-a vorbit atât de mult, dar cred că avem într-adevăr un spirit foarte spumos, așa, foarte viu, foarte spre deosebire de mulți prieteni de-ai noștri mai dinspre nord. Și nu e doar o legendă, chiar așa e. Cred că a mai rămas din ceva spre din... nord? Da, în nordul Europei. Nordul Europei, da, că da, nordul da. Nostru nu, nu, și ei nu, au nu, 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 dinspre și nordul Europei, nu, 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 dinspre nordul Europei. Mă refer la nemți, austrieci, da, suedezi și așa mai departe. Adică am lucrat cu actori din zona aia care se mirau atunci când au ajuns prin România. Cred că există într-adevăr spiritul ăsta foarte deschis de a ajuta. Și iară, nu cred că e doar o legendă. Noi, sârbii, mai sunt câteva popoare pe aici unde dacă ajungi în fața unei porți și suni să ceri niște apă pentru rulotă, oamenii îți dau. Da. Înțelegi? Eu mi-au dat și în Bulgaria, să știi. Și bulgarii. Bulgarii, grecii mai au chestia asta. M-au oprit rulota și mi-au dat, n-au avut treabă. Că te duci în Elveția, nu prea. S-ar putea să ai o surpriză. Îți dă ciocolată. E, nu îți dă, îți dă la ciocolată. Da. Nu îți dă nimic. Că ea sunt reci, altceva. Cred că de asta. Florin Dobre întreabă dacă mai ai tricoul cu poza lui Andy Vazduianu și numele tău pe el. Da, 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 l-am. Dorm în el. Da, să știi când am făcut, nu știu, n-ai văzut episodul cu Andy, când am venit Andy primul lucru, l-am întrebat cum merge emisiunea Visuri la Cheie. Și a zis, nu cred. Și mă, tu. Bă, zic, na, era la Relaxing Channel întreabă cât autocar ai mutat. Peste 100. Peste 100, Relaxing Channel, ce-o fi asta? Și Octavian zice, dacă de mâine ar lucra doar 8 ore pe zi angajat sau nu, ce ar plăcea să facă, dar în același timp să-i aducă și beneficii materiale pentru familie? Păi stai puțin, că-s două întrebări care se bat cap în cap. Dacă ai lucrat doar 8 ore pe zi, ce ai lucra, dar să-i aducă și beneficii, păi... Și beneficii și să fie și... Și, păi, deocamdată fac actoria care merge și... Dacă nu, cred că m-aș face ghid montan. Mergem mai departe și vreau să spun că noi suntem aceeași zodie, ți-ai suntem născuți tot pe 13, eu pe 14, pe 15 în Atlanticul. Vreau să te întreb ce zodii sunt ai tăi, luați pe rând, așa. Dana, ce zodie e? Scorpion. Păi, geamă, cum ai ajuns? Nu știu cum faci, în fine. În ce are ascendent? Eu te-am întrebat că știam că nu știi, dar era frumos. Mă așteptam să zici în Mercur sau în ceva, adică să fii direct. Cadri. Mamă. Nu, dar știu ziua în care dar nu știu ce zodie, cred că Rac, nu știu. 21 iulie, nu știu ce. Rac. E Rac. Roxana e în Leu. Roxana e în Leu? Da. Și Sofia? 12 ianuarie. Capricorn. Capricorn. Asta cu zodiile. Tu ești născut pe 13 iunie, pe 14 iunie. Sofia e născută pe 12 ianuarie și Octava e pe 12 ianuarie. Noi suntem gemeni. Și fian. Noi am scos așa câteva caracteristici despre gemeni. Să vedem, Dragoș, dacă te pup cu ceva după aici. Sursa este sfatul părinților, totul despre zodii. Gemenii și că gândesc foarte mult. Bine, aici n-avem ce să... Pentru că suntem deștepți amândoi. Nu-i nevoie să gândim. Comandat, da, nu-i nevoie să gândim. Și sunt momente unice în care noi chiar gândim înainte să se întâmple ceea ce... Dar vreau să te întreb... Apropo de cât de deștepți suntem noi așa, cam care a fost cea mai mare prostie pe care ai făcut-o vreodată? Bă, am făcut o prostie.
Eu tot vorbesc cu fiimea care a crescut, na, are 16 ani. Și încerc să vorbesc despre ce înseamnă alcoolul, ce înseamnă țigările, ce înseamnă drogurile. Eu sunt foarte anticonsum de droguri. De pe bune, e nasol și am aflat că majoritatea tinerilor consumă. E o chestie foarte nasol. Nu știu cât știi tu apropo de copiii tăi. Știu destul de multe. Și apropo, de fapt, doar o scurtă paranteză. De fiecare dată când am vorbit cu părinți despre asta, recomand tuturor părinților să le dea copiilor să citească cartea Noi copiii din Bang of Zoo. Bang of Zoo se cheamă o gară, asta e numele gării, o gară din Germania, și povestea lui Cristian, o tipă care încă trăiește și se pot găsi interviuri cu ea și care a scris o carte pe care cred că orice adolescent, dacă ar citi-o, nu ar pune niciodată mâna sau gura pe vreun drog. Noi copiii din Bang of Zoo. Se găsește și pe Max, okay. O comanzi. Okay. Continuă, scuze. Păi nu, că e interesantă informația. Ok, dar tot am discuțiile astea cu ea, știi? Da. Și e nasol ce se întâmplă. Și i-am povestit că odată, cred că aveam vreo 17 ani, am îmbătat atât de tare, încât la un moment dat mi-am dat seama, eram într-unul dintre cele mai înalte hoteluri din Jupiter. 14 etaje, nu știu, sunt unele înalte de tot. Și mergeam pe terasă, sus, da, pe marginea aia de 10 cm, pe la 2 noaptea, și mergeam pur și simplu. Eram un zeu. Bat. Rău de tot. Probabil că a lipsit, nu știu, probabil că Dumnezeu a avut grijă de mine ca eu să nu fac pasul ăla pe care în mod normal l-aș făcut strâmb fără nicio problemă la cât de bat eram. Care erai? Ce interesa pe ei de mine? Cred că aia a fost cea mai mare prostie pe care am făcut-o, dar m-am trezit, mi-am dat seama ce fac, m-am dat jos și a fost așa a fost un moment destul de important pentru mine. Și ce ai, Sofia? A râs? Mi-a zis că-s fraier? Na. Un geamăn te poate lua prin surprindere cu o explozie nervoasă, deși acum 20 de minute era perfect în regulă. Ce te enervează cel mai tare? Și când te enervează ceva cel mai tare, ai vreo înjurătură preferată? Știi că am diabet. E, na. Unul din simptomele diabetului, da, sunt crizele de furie, cel puțin înainte de a fi diagnosticat. Asta nu știam. Fă-ți o glicemie. Nu, păi eu sunt prediabetic, adică sunt tot diabetic, dar okay, se cheam prediabet, încă nu sunt... Păi nu, e diferență. Momentul în care mi-am dat seama că lucrurile o iau razna, eram la academie, pe deal acolo, și mă claxona unul. Am oprit mașina, m-am dat jos din mașină, am început să înjur, era seară, simte farurile așa, pac, luminat. Am început să înjur, să-mi bag, să-mi scot, că te omor, că te fac, nu știu. Și la un moment dat m-am uitat la cine țipam. Și era un domn, în vârstă mi s-a părut mie atunci, la vreo 45-50 de ani, cu ochelari, stătea să uita așa la mine, lângă el era un puș de vreo 12 ani, amândoi, nu ziceau nimic, stăteau și se uitau așa la mine și mi-am dat seama cât de penibil sunt. Da. Am urcat înapoi în mașină și zic, bă, ceva e în neregulă cu mine. Și nu... Zodia era de vină, diabetul. Așa că treaba aia cu furia n-are și treabă. Cu nervii nu cred că are legătură cu zodia. Și când înjuri? Știi că așa am luat proba la Cristi Puiu? Nu. În legendarul film cu ciorba? Ăla stă al porumboiu. E un curcur cum că mi se pare că stă aceeași, în fine. Nu mă, Puiu e mai înalt. Da? Porumbeie din Vas 2. Lasă așa. Păi gata, mă, am făcut diferența, știu. La probă, Cristi, la Marfa și Banii mei. Porumbeie a făcut asta cu fluieratul acum. Da. Nu știu ce. Și Puiu a făcut Sierra Nevada. Hai, mă, că știu. Am revăzut caseta cu proba și înjurătura a fost cu aia românească, cu morții și cu... Aia e înjurătura mea preferată. Morții mătii sau ce?
Da. S-au pus morții și răniții mătii. Fără răniți. Aia e de... Dar știi că există și asta. Da, dar e așa de... Bă, 50 plus. Eu zic așa, morții mătii, că oricum fac această, cum să spun, cum se cheamă când scoți morții din pământ și necrofagie sau cum e, ești necrofag, nu știu cum, oricum, morții mătii ce am trecut așa și morții și răniții mătii, pentru că chiar dacă are o zgaibă, o ceva, din familie zici, tu... Ești rănit. Ce ai acolo? Am o zgaibă, treci! Ești rudă cu ăsta, da. Adică să iei și ăia care n-au nimic. Bun, iei și morții, dar să iei și vii. Mi se pare că am de 50 plus în jurătura asta cu răniții, da? Merge. Dar n-ai avut niciuna... Te-ai surprins vreodată bătând un cui să-ți dai peste și să ai vreuna de asta bătânească de paștele mății dară sau... Nu. Nu știu, n-ai avut niciodată. Puii mei Barbie. Ce-am făcut? Puii mei Barbie? Da, am făcut vocea lui Ken. Și era un jurător acolo. Puii mei Barbie. Asta așa jura. Și ți-a rămas în jurătura lui Ken. Puii mei Barbie. E bine asta. Când de fapt în engleză ce era? Nu știu. My kitchen, my chicken. Nu știu. My chickens. My little chickens. My little chickens Barbie. Barbie. Asta nu știam că ai fost vocea lui Ken. Da. Te-au luat pentru că semeni cu el sau pentru voce? Am o față de Ken ăla. Da. Leit ești. Leit. Ai nicio treabă. Gemenii spun tot timpul adevărul în față, oricât ar fi el de dureros. De cele mai multe ori. De cele mai multe ori. Da, dar e o caracteristică a noastră. Dată. Da, dar nu de fiecare dată. Mai avem și momente în care nu zicem chiar tot ce avem prin cap, dar zic ce nu-ți place la mine și eu zic ce nu-mi place la tine. Hai zi tu primul. Zicem una cu una atunci. Zicem una cu una. Zicem una cu una dacă vrei. De exemplu, mie nu-mi place la tine că bei prea multă cafea. S-o țin pe aceeași zonă? Eu asta mi-a venit acum în cap. O să-mi vină și lucruri mai rele. Mănânci foarte mult dulce. Mi se pare că te îmbraci prea tern, așa. Dai foarte multă atenție felul în care arăți. Nu te-am văzut niciodată cu freză. Ai burtă. Te îmbezi repede. Bei mult. Bine, mă. Suntem un oglindă aici. Adică n-are nicio... Gemenilor le place să facă complimente. Și aici vreau să văd. Simt că sunt frumoasă. Tu îmi zici nu, mie nu, nu, aici nu m-ai nimerit. Nu? Deci n-ai un compliment pentru mine. Zici că ești valutist. Stai. Și că ești valutist. Asta e bună de tot. Fii atent. Nu mă, fii atent. Pot să-ți fac un compliment pentru că e pe bune. Ia adică zi. Nu e compliment, compliment. Mă cam enervai înainte să te recunosc la România Talent. Eu te enervam pe tine? Da. Păi cum, dracu, te enervam? Că nu... Cu ce? Pur și simplu, propria ta prezență. A, da? Mă enerva. Am înțeles. Înțelegi? După ce ai semnat contract și ai ajuns lângă mine acum, ai zis, bă... Nu, dar zic și de ce. Vine din aceeași categorie cu hainele. Dai foarte multă importanță felul în care te îmbraci și atunci dai foarte multă importanță felul în care te prezinți în fața oamenilor. Da. Cel puțin în public. În schimb, la România au talent, am descoperit cum ești tu când nu ești neapărat în fața publicului. Și mi-a plăcut faptul că ai spus de, cred că de vreo 4-5 ori, niște lucruri, nu în fața camerelor, dar niște lucruri pe care majoritatea oamenilor nu le-ar fi spus. Adică ai fost
ai spus niște lucruri foarte direct, pe bune, deși lucrurile alea știai că vor deranja. Ceea ce vorbeam mai devreme. Apreciez foarte mult chestia asta la oameni. Când își asumă faptul că spun un lucru care ar putea să le facă rău. Și am descoperit o parte mai sensibilă a ta, care m-a surprins, plăcut. Bă, să știi că într-un fel aici suntem cam egali. Eu, unul, de exemplu, te credeam pe tine foarte încrezut. Și faptul că te îmbraci tot timpul cu tricouri de-astea gri și cu blugi, mă gândeam eu că ce fumuri are ăsta de actor, care a filmat și el o bășină cu Colin Farrell, care și ăla e vai mama lui. Și îmi vine pe aici prin blugi și oare de simplu și nebărbieriși cu părul la vâlvoi și nu știu ce. Și mi se părea că ești fițos așa. După care să știi că și emisiunea Visuri la Cheie m-a ajutat puțin într-o anumită direcție, pentru că am văzut pe undeva pe alocuri, indiferent că tu filmezi acolo, s-a văzut puțin latura ta de tată, de altfel decât te percepeam eu. Iar aici la Visuri la Cheie, la România au talent, s-a schimbat totul, pentru că trebuie să-ți recunosc că de foarte multe ori am simțit real un sprijin în privirea ta în momente în care ori m-am simțit atât de jenat de ce am zis sau de ce am făcut, încât am zis, n-am pe cine să privesc acum, am uitat Dragoș și te vedeam. Și era pentru mine un fel de... Era la modul... Simțeam sprijinul ăla de care și tu... Știi despre ce vorbesc? Da, de care și tu ai nevoie câteodată când faci o prostie sau un ceva. Și atunci a fost, într-un fel sau altul, a încăpătat un fel de dragoste frățească în ceea ce privește proiectul ăsta, pentru că trebuie să știe lumea. Noi altfel ne-am mai văzut o dată sau de două ori în altfel de conjunctură, când am ieșit atunci seara cu soțiile sau nu știu ce, dar fiind foarte ocupat și cu alte proiecte, dar și cu familia, copiii și făcând lucruri, n-avem timp să ardem bot în bot non-stop. E, și cel puțin pe proiectul ăsta, pentru că a durat și am făcut lucruri, atunci am simțit ușor o dragoste frățească, o camaraderie pe care n-aș putut să o simt altfel și să te cunosc altfel, și am rămas plăcut surprins. Și aș ști că am și zis după primul sezon că într-un fel sau altul cred că este o mișcare foarte bună pe care i-au făcut-o cu noi în juriu. Normal. Îți zic o chestie. Dacă noi plecăm, emisiunea asta se duce sus. Deci, na, gata, moare. Nu e adevărat. Eu zic că de-abia atunci România au talentul să aibă ratingul pe care și dorește Pro TV-ul. Fără noi. Fără noi acolo, fără privirea noastră de păpușile Muppets, de Lolex și Bolex, de Stan și Brand, de... Și, bă, deci, cele mai savuroase momente sunt alea în care încerc să zici ceva și te văd că sunt, e după 12 ore de filmare, oboseală, glicemie, cafele, morți, a treia zi consecutivă, și încerc să zici ceva și te văd cum pierzi ideea și aia asta. Și sunt, bă, a uitat, bă. A uitat ce ziceam, frate, deci era... Și atunci acolo mă văd și eu pe mine acolo. Știi că de multe ori mai ținte că sezonul ăsta am zis ceva foarte frumos de n-a înțeles nimeni. Da. Și am zis ceva de genul că în egală mi-a plăcut. Nu, mi-a displăcut numărul tău în egală măsură în care mi-a plăcut. Nu așa, dar a ceva fost de ceva genul de genul ăsta. A fost, da. Și toată lumea și în casca a zis, Batista, cum? Și a zis, ați înțeles voi? Ce? Te-ai întors așa și a zis, Și a zis, da, am Dragoș și am skill-urile mele, pot să zic lucruri care nu înseamnă nimic. Politică. Păi da, nu știam ce să mai zic. Oricum ar fi, sunt bucuros că suntem colegi acolo și încă o dată spun, mă simt foarte bine când ești în dreapta mea, pentru că e sprijinul necesar. Și noi chiar suntem la al doilea sezon, tu gândește că față de Andra și Andy, care sunt la al 13-lea sezon, pentru noi încă... Încă e fresh. Bă, încă e o chestie de asta care încă devine de ce tot tipul wow. Da, știi? Da. Gemenii au un zâmbet cuceritor. Uite, hai să... Tu ai camera ta acolo la chelie. Am brânză între dinți? Nu mi-a rămas vin? Zi-mă, am brânză între dinți? Dar zâmbește doar din buză. Nu merge. Verifici dacă ai brânză între dinți acum? La filmare așa făceam tot timpul cu
Papi și cu Flora. Eu chiar dacă am, zâmbesc așa, că mă gândesc că și pe la țară e apreciat. O vii vreo fată după la țară care, și azi, care are brânză trădinți la ora asta? Și eventual mai găsește o roșie prin bucătărie. Da, da. Opa! Intrăm într-o zonă frumoasă, Dragoș. Că pe bancuri te știi, iubire de tovul, boiule. Dar înainte de asta, că asta era fix următorul lucru. Uite, gemii tângeți tot timpul după cineva alături de care să râdă și trebuia să zici un banc și am și un banc. Și e bine. Nu e cum e ăsta cu roșia, dar e acolo. Atât te avertizez. Uh-huh. Și oricum trebuie să avertizez pe toți oamenii care se uită să meargă pe la bucătărie în momentul ăsta când vine cu bancurile, pentru că trebuie să vă spun că Dragoș are niște bancuri care nu sunt chiar foarte ușor digerabile pentru toată lumea. Zâmbetul la cameră. Hai să vedem care e mai... Wow, a dat mult. Ai dat mult, stai puțin, bă. No, hey. Bă, stai puțin. Hey, stai, mă, oprește-te. Nu, ai dat prea mult, era vorba de un zâmbet, te-ai dus prea... Cam așa? Păi nu știu mai, adică... Dar e pe caterincă sau pe emoție? Hai să facem pe stări puțin, hai fi cu ceritoria. Ai tușit? Da, am fumat puțin. Nu, n-ai voie să comentezi ce fac eu. Te rog frumos, eu n-am zis nimic de al tău. Așa. Dă un zâmbet părintesc. Și acum ceva erotic, sexual. Maxim. Să râzi de erotic. Să râzi de erotic. Dragă frumos, să-mi faci fix zâmbetul de la poza România au talent. Zâmbetele de le facem la poza România au talent. E cu dinți? Că știi că e ce cu dinți. Gata, m-am rupt. am rupt, îți spun. Zi-mi despre asta, că gemenii tot timpul caută un partener sau pe cineva tot timpul să fie lângă el care să râdă. Adică avem asta. Și știu că și tu ai. Da, bă, pe cineva care să fie, să prindă zona de umor, să nu fie hâtru sau morăcănos și asta. Și atunci vreau să facem un ping-pong de glume, de bancuri, de fapt, sau frosnoavă, ce ai, și îți încep eu direct. E ultimul pe care l-am auzit și n-are cum să nu-ți placă, cu unul care se duce la doctor și zice: domn doctor, am o problemă la funduleț. Și ce problemă ai? Domne, mă ustură, mă jenaj așa de vreo 2-3 zile. Și doctorul întreabă: unde, domne? Și el zice: chiar aici, la intrare. Și doctorul îi zice: păi atâta timp cât o să-i zici intrare, o să nu mai probleme. Pă, la voie să-l zic, Iore. Drop the mic, nu cred, mă. Nu cred așa ceva. Jur. N-avem cum să știm la același om, că mine m-a sunat Mărgineanu, care e în Spania, și mi l-a zis. Tu trebuie sigur să-l fi auzit din altă parte. Eu știu de vreo 10 zile. Cred că-l știe de la mine. Nu cred. A ajuns de la mine. Și ăsta e singurul pe care le știm, presupun. E singurul banc care le știm acum, la momentul ăsta. Deci tu-l pregătisei pe ăsta și eu-l pregătisem tot pe ăsta. Când ai zis de glume, mă gândeam ce bancuri știu. Fii atent, mi-am și notat. Am scris bancul cu intrarea. Am subliniat. Deci l-aveam pregătit. Toți prietenii mei în ultimele 10 zile au auzit bancul ăsta de la mine. Ăsta este singur. Bun. Dar eu aș reitera unul care mai frumos puțin și mai descriptiv în ceea ce privește doctorul și fundulețul. Cu trandafir. Bravo, mă, cu trandafir! Pentru cei care știu ce este, despre ce vorba, se uite la primul episod cu Bontea. Acolo el a spus, cu doctorul care scoate trandafirul. Și mă gândesc, dacă nimerim și pe al treilea...
nu mai vine niciun banc. Păi ăsta a fost cu funduleț. Mm. Ah, îl am și pe al treilea, nu mai știu dacă l-am spus, dar cred că l-am spus, cu scufița roșie, tot legat de funduleț. Nu-l știi pe ăsta? Dă-mi voie, ți-l dau pe ăsta. Scufița roșie care merge prin pădure și la un moment dat tot aia să facă pipilică și se duce repede după un copăcel, ridică ăla, pune coșul jos, pune să facă pipilică când se audă din spatele ei. Îl știu. Îl știi? Scuze, da, îl știu. Adică pot să mă prefac că râd, da? Îl știi, îl știi. Bă, se pare că la noi la gemeni, dacă râdem la aceleași lucruri, ale la alte bancuri care poate sunt mai funny pentru unii, alea nu ne-au interesat, mă, nu nicio treabă. Deci, bun. Ai avut, Dragoș, de știi lumea că viața ta a fost destul de interesantă. Ai spălat parbrize, ai făcut statui vivante. Da. Adică nu statui, n-ai cioplit, tu n-ai sculptat. Zi-mi cu ce spălai, cu ce spălai parbrizele, cum făceai să iasă clăbuc din soluția aia? Păi, că nu puneai îți spun, soluție de parbriz. Îți spun cum am început. Da. N-a funcționat, dar am încercat. Am încercat și pot să pun la foc că nu te-ai gândit la așa ceva. Am spălat parbrize prima oară cu japonică, prieten din copilărie. Și metoda pe care am găsit-o noi, neștiind pe vremea aia de peturi, pentru că eu am spălat cu mult înainte să speli tu, soluția pe care am găsit-o a fost cu sifoane, cu capsule de-alea de încărcare. Mamă, și ca să facă doar spumă deasupra, spumă. Să creadă ăla că e detergent. Și mergeam cu bidonul de sifon, știi? Și făceam cic, 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 cic. Băgam acid, practic, în apa care spăla parbrizele. Smart! Da. Da, statui vivante. Poți să ne faci și nouă ceva acum? Una, o statuie de-asta? Mai știi să faci? Păi stai nemișcat și nu clipești. Adică... Și cât poți să stai așa? Mult. E, da. Uite, hai să vedem care clipește primul dintre noi doi. Bine, stai. Începem? 3, 2, 1, mișcăm corpul și mâinile sau rămânem complet nemișcați? Statui vivant. Păi atunci ține și mâna așa într-o poziție mai complicată. 1, 2, 3 și. Am clipit. Și ai râs. Da. Și ai mișcat și mâna. Pentru că m-am gândit că te uiți în ambii ochii ai mei, mă uitam doar într-unul. Normal că mă uitam doar într-unul. Și tu? Păi scuze, da. Scuze, 1, 2, 3 și. Ai râs? Păi și ce dacă am râs? Păi, dar să nu clipim era vorba. Tu ai clipit primul. Ce vorbești, mă? Când ești statuie, cum ești statuie de face? Ațele, doar să miști asta? Ideea e că ăia care vin în fața ta fac tot posibilul să te miști. Înțelegi? Te gândile, te nu știu ce. Deci n-ai fi putut. Nu. Nu, ești mai bun. Pe statui ești bine de tot. Apreciez. Te-ai apucat de teatru ca să impresionezi o fată? Nu. Nu, dar am am spus că aș vrea să fac teatru ca să impresionez o fată. Dar cum e asta cu teatru versus film? Că pe teatru nu prea mai ai. Te-ai băgat pe film foarte mult. Pe teatru nu mai fac din 2002. Da, și ai avut ai avut ceva filme. Ai avut și noroc să filmezi și prin afară, cu parteneri, cu actori celebri. Iar la noi acum te pregătești ca anul ăsta să lansezi continuarea la două lozuri. Adică trei lozuri de data asta. Da. Nu se va numi trei lozuri. Nu se va numi trei lozuri, dar e o continuare, sunt aceleași personaje. Da. Trebuie să le spun oamenilor că am fost și eu invitat să joc și am prins și o secvență acolo cu voi, cu toate cele trei personaje. Sper că am făcut și eu un personaj acolo cât de ai cât. Ai făcut o figură bună cu băieții. Când apare? În septembrie, nu? Septembrie. Cum ești? Sunteți mulțumiți că ați terminat filmările? Sunteți deja acum lucrați la postproducție? Da, în momentul ăsta filmul e la montaj, la Paul. Da? Nu știu. Paul Negoestu, regizor. Da. Eu nu știu cum e filmul,
Dar știu ce s-a întâmplat pe platou. Știu scenariu, știu cum arată locurile în care am filmat. Eu cred că facem dublu team building. Da? Păi, mult succes să faceți asta, dar eu atâta vreau să știu dacă tu ești mulțumit, că nici nu mai contează dacă faceți dublu sau triplu decât team building, contează dacă ești mulțumit. Știi, știi ce are filmul ăsta? Nu știu cum e în domeniul tău. În domeniul tău mă refer la partea asta de show-uri, de stand-up. Mm-hmm. Da, în domeniul meu, adică film, și cred că și în teatru se aplică. La un moment dat când termin facultatea, îți dispare plăcerea aia de a face lucrurile, știi? Da. Intri, ca toată lumea, intri în linie dreaptă, așa, și te duci la muncă pentru că ai nevoie de bani. Bănuiesc că oamenii care filmează și la tine și în altă parte se duc și filmează că trebuie să filmezi, te duci cu sunetul că trebuie, te duci cu make-up-ul că trebuie, așa și la noi la actori. Două lozuri are chestia asta. Toată lumea pe platou se simte din nou cum se simțea în facultate când făcea lucruri doar din pasiune. Da, și da. Cred că e cea mai mare calitate și cel mai mare avantaj al acestui film. Păi atunci ești mulțumit din start, da. Pentru că de fapt faci un lucru cu plăcere și știi că e un lucru care îți face bine și care ți-aduce satisfacțiile pe care nu ți-l aduce altceva. Poate ți-aduce și bani, știi? Și poate ți-aduce și bani. Da. Zi-mi cum e să fii actor și să ajungi să joci în filme cu actori străini și consacrați. Adică ai avut vreodată sentimentul ăla, ori sentimentul de mândrie că ai ajuns acolo, ori dacă nu invers, te-ai simțit vreodată mic? Nu, mic în niciun caz. Nu? Sunt un tip foarte orgolios așa și plin de el. Partea asta cu mândria apare, dar apare atunci, în prima zi. Când cunoști omul, când stai cu el la masă, când zici bună ziua, bună ziua. După aia devii la propriu partener. Da. Și fiecare își vede de felia lui. Tu îți vezi de felia ta, el își vede de felia lui. Construiești împreună, nu e bine aici, modifici. Adică devii egalul lui. Deși știi că nu ești egal cu omul din fața ta. Adică, na, stai cu Ed Harris, ai secvență, știi că nu ești egalul lui. Știi că el a făcut un anumit număr de filme, știi că el a lucrat cu anumiți regizori. Da. Știi că are o vârstă, știi că are o experiență, nu ești egalul lui. Și totuși acolo în fața camerei de filmat, camera nu ține cont de cine e el, cine ești tu. Ești egal. E o poveste pe care am tot spus-o eu despre Ed Harris. Am avut o zi de filmare nasoală, lungă. Eram deja de vreo 15 ore pe platou de filmare. Omul și-a terminat treaba și ar fi trebuit să plece. Mai era un cadru cu mine, atât. Și în cadrul ăsta cu mine, personajul meu se uita către personajul lui Mr. Smith și zicea ceva de Len. Mr. Smith se uita o secundă și își continua replica. Noapte, 11 noaptea, nu știu, în deșert, obosiți toți, camera pe mine, încep replica. Și mă uit în timpul repetiției, vorbesc și mă uit spre domnul Smith, că îmi dăduseră direcția de privire. Da. Și Ed Harris, după 15-16 ore, era la 30 de metri în spatele camerelor, pe în costum, pe direcția de privire, stătea așa, să mă uit la el. A făcut-o să-l vadă lumea, că nu-l vedea nimeni în afară de mine, era în spatele echipei. A zis ceva despre lucru, pur și simplu. Era acolo. Asta e meseria lui, asta e profesia lui. Și zici, ok, dar cum de unii ajung atât de mari și alții nu? În condițiile în care am trăit o situație similară, în România, cu un actor român, care după ce a terminat prin planul și s-a întors camera pe mine, l-a spus că pleacă, care are treaba a doua zi dimineață. Știi? Da. Adică de-aia unii ajung așa și e o mândrie să stai lângă oameni de genul ăsta, știi? Da, ai avut noroc să faci niște filme cu niște oameni și presupun că fiecare experiență ți-a adus ceva nou și ai păstrat din fiecare lucru exact ce trebuie. Normal. Fii atent, am niște întrebări primite de la copii și aș vrea să le răspundem. Sunt niște întrebări simple,
Și dacă tot sunt copii, m-am gândit eu să îți dau ție un balon cu heliu. Adică tu să-mi răspunzi cu voce de copil, eu să te întreb cu voce de copil. Păi stai, mă! Ia uite la golit. Eu încep. De ce poartă Superman chiloți peste pantaloni? Pentru că dacă și punea pe dedesubt se vedeau. Ce faci dacă ești astronaut și tragi o bășină? Mori? Depinde dacă ești în spațiu sau pe pământ. De ce o bate tati pe mami peste fund? Răspunde! Este o întrebare pe care ar trebui să-i adresez lui tati și dacă nu-ți va răspunde, va trebui să mai aștepți tu câțiva ani când vei face și tu același lucru cu iubita ta. De ce se bat oamenii la box? Este o întrebare. Și a doua întrebare, de ce au legumele un gust atât de nasol? Se bat la box ca să nu se bată pe stradă și au gust nasol pentru că trebuie să fie greu de mâncat. Eu l-am terminat. Eu nu mai am. Mai aveam o întrebare. Care este românul tău preferat și de ce? Românul meu preferat este... S-a terminat. Da. Bun. Vreau să întreb dacă ai vreun proverb preferat. Tocmai am zis că nu m-am drogat niciodată. Da, și eu am simțit așa acum. Zim dacă ai vreun proverb preferat sau vreo vorbă din popor. Da, am un proverb preferat. Care este? Ce faci? Este un proverb iranian. Ce faci? Aștept să treacă funerariile dușmanului meu. Funerariile dușmanului meu? Da. Și de ce îți place asta? Că mor iranienii. Nu. Păi dacă trebuie să le explic, e nasol. Păi, bine, nu le explica, dar de la noi, din ale noastre? Omul ca omul, nasul e ce? Bun. Și ai vreo vorbă pe care o folosești tu foarte des? Ai o vorbă a ta, cum are stoichiță? Nu. N-ai o vorbă, nu, n-ai nu, un tip nu, de nu, 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 nu. E ceva ce ți-a aminte din copilărie? Ca prin ceață așa? Că ziceau ai tăi, bunicul, bunica, mama, tata. De multe ori. Bă, să fii un om... Nu, mi-amintesc o chestie pe care mi-a zis-o taică-miu. Mi-a zis așa, mi-a zis, băi Dragoș, dacă vrei să... Nu știu, vrei să bei, bea. Dar bea cu măsură. Vrei să fumezi? Fumează, dacă fumează cu măsură. Încearcă ce vrei tu în viață, dar nu depăși măsura. Și mi-a rămas așa undeva chestia asta în minte și în momente mai... Și am amintesc de vorba asta. Vezi cât de genial a fost Shakespeare, că asta e și Hamlet către acolo. Da, 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 e dreptate. Fia, am o serie de întrebări rapide. Salată de fructe sau șah? Șah. Iarbă sau țuică? Țuică. Un șut în coaie sau o ședință de masaj? Unele n-au legătură, trebuie doar să alegi. Ședință de masaj. Pizza cu ananas sau cozonac cu rahat? Cozonac. Hagi sau Dobrin? Hagi. Viață lungă, liniștită sau scurtă și intensă? Lungă și liniștită. Ce crezi că vor deveni copiii tăi când vor fi mari? Sofia. Ce o să vrei? Nu, mă, nu. Ce crezi da, tu? Va da. E interesant să vezi asta peste ani de zile. Ce crezi tu acum despre ei că vor deveni? E doar o prezumție, așa, o chestie. Tu crezi că ea va deveni când va fi mare? Doctor, astrolog... Îmi pare rău că stric Feng Shui, dar nu e așa. Pentru că în primul rând nu stau să nu fac chestiile astea. Știi ce? În momentul în care eu mă gândesc, vreau, nu vreau, îi încarc pe ei cu ceva. Eu nu-mi doresc pentru ei să devină ceva anume și nici măcar nu încerc să-mi închipui. Aș vrea doar să fac lucrul ăla pe care îl pot face fericit toată viața. Știi? Să nu devină o corvoadă. Cred că e cel mai important lucru pe care îl pot face în viață. Pe lângă familie.
Nu, scuză-mă, dar nu... Nu, n-am o problemă. Oricum, nu mă gândeam, o să zici, concret. Eu mă gândeam la modul, uite, de exemplu, eu spun despre Maria că eu o văd genul de explorator în junglă. Pentru că iubește foarte mult animalele și are o relație cu ele. Și o văd ducându-se, indiferent ce studii ar face, atunci, dacă o văd nu te la referi... un moment dat, la o anumită vârstă, că zice, bă, toate facultățile le-a făcut tată, mersi, eu mă duc în junglă că vreau să studiez dacă elefantul. Dacă te referi la chestia asta, Sofia o să meargă cu camperul prin lume. Da. Cadri o să aibă de-a face cu matematica și cu științele. Științele, exact. Da. Și Roxana probabil că o să aibă de-a face cu dansul sau ceva scenă. Partea artistică. Da, da. Dragoș, îți mulțumim că ai venit. Avem jocul de final pentru tine, pentru că este primul episod din anul ăsta și pentru că este o vineri specială, introducem și un nou joc. De fiecare dată, un invitatul nostru trebuie să rezolve contra cronometru un joc de logică. De data asta, jocul este nou. Mă faci de dar nu e ca și cum dacă era la vechi, tu ai văzut un episod și ai fi știut cum se rezolvă. Iată. Mă fac de rahat. Trebuie să scoți cătușa aia de acolo. Fără să-l forțezi și fără să-l rupi, într-un fel. Poți să dau drumul la cronometru? Da, dar și ce fac? Dacă nu reușesc, stați aici până diseară? Da, i-am dat drumul. Mai și grăbesc. Nu trebuie să te grăbești. Te aduc un baros? Este pentru 3 ani. Este pentru 3 ani? Da, e pentru copii de 3 ani. Jură. Jur. Și nu știu să o fac? Mai și faci mișto, mai și râzi de mine. Bă, mi se pare... Mi se pare că ți-a dat greu asta. Dar cum ar fi să zic acum la final că n-ai nicio rezolvare și că de fapt nu iese aia niciodată, e un obiect de se poartă la gât? Păi, dacă era lanțul mai lung, poate. Dar așa... Ai depășit 1 minut și 40 de secunde. Îți dai seama că niciunul știu. Apare mai interesat dacă fac asta. Deci știi. Deci știu. Dar nu poți să te arăt. De ce? Păi nu am cum să arăt la cameră, că o să-l folosești și la alți invitați care presupun că unii dintre ei o să-l rezolve. Păi nu mi-a arăt la cameră, care-i problema? Păi ți arăt după dacă vrei. A, gata. Da, Marta, l-a făcut. Păi asta da, scoate. Păi tot așa. Vezi că sunt jocuri grele pentru așa de 3 ani. Bravo, mă. Da, am oprit de mult cronometru. Nu, m-am gândit că e ceva cu întoarcere, dar târziu. Acum e o să-l bag la loc. E că de băgat îl bag eu ușor. L-am băgat. Dragoș, să știi că prietenii noștri de la Culto au un cadou pentru fiecare invitat. Sper să-ți placă. E un ceas. Sper că te-au nimerit. Nici eu nu știu ce ți-au... Trebuie să-l pun la costum? Băi, habar am. Nu știu dacă ți-au dat dacă de costum. Dacă trebuie să-l pun la costum... E... Cred că ți-au dat ceas de actor ceva. Nu știu ce model e. O, l-a desfăcut cu... Nu mai mai deschid o dată? Ce, e un citizen, nu? Bă, nu mai văd. Da, e un citizen. E un citizen? Da. Mulțumesc. Bă, eu sper să-ți placă. E un ceas frumos, curat de silicon. Se poartă lejereanu. Și aș vrea să ne dai și nouă o amintire pe masă. Să ne zici și nouă ceva. Drag.
Frumos. Mersi. Dacă nici asta nu-s filme de dramă, doi băieți gemeni, ați mai văzut nimic. Dragoș, mulțumim încă o dată că ai venit. Să fii sănătos, să ne revedem cu bine. Băi, mulțumesc bine pentru... cu filmul în septembrie și să avem un sezon reușit de România au talent și să vedem din ce în ce mai multe talente. Da, mi-a plăcut ce am văzut, cred că zici tu în sinea ta. Dar înainte când n-apăsam butonul de abonează-te, mă simțeam un mai tristă, nu știam când se întâmplă lucruri noi pe canalul Da Bravo. Acum, de când o mătușă de-a mea de la Galați mi-a ieșit să apăs acest buton cu logo-ul Da Bravo, am devenit și eu abonat. Mă simt mult mai bine acum. Și parcă nici mai mă ține nimic în spate. M-am abonat la Da Bravo.